Valentin Boluțoiu susține că fiul său în vârstă de 10 ani i-a spus la telefon că va încerca să se sinucidă dacă nu va fi luat acasă. Minorul alături de sora sa se află în grija statului după ce părinții au plecat la muncă în străinătate. În urmă cu câteva săptămâni, aceștia s-au întors în țară și au cerut ca minorii să le fie dați acasă. Aseară la orele 9:30 m-a sunat minorul și mi-a spus: tată, dacă nu vii după mine să mă ia acasă, eu o să încerc să mă sinucid. Am sunat organele de poliție urgent prin 112 și pe telefonul al poliției și organele s-au deplasat la fața locului și au zis să țin legătura cu minorul meu, să încerc să-l calmez. Eu, încetată, nu pot să țin legătura cu el, că eu sunt legat de mâini de picioare. Reprezentanții Direcției pentru Protecția Copilului spun că situația este una delicată, pentru că părinții sunt suspendați temporar din drepturi printr-o hotărâre judecătorească. Copiii, atât fetița cât și băiețelul, au carențe grave educaționale. Ei sunt în acest moment incluși într-un program de consiliere psihologică, pentru că necesită o astfel de intervenție specializată. După ce s-au reîntors în țară, copiii mergeau în vizită la părinți. Pentru că tatăl s-ar fi comportat abuziv cu băiatul și a influențat comportamentul, Tribunalul Gorj a emis în luna noiembrie și un ordin de restricție. Acum tatăl nu are voie să se apropie la mai puțin de 100 de metri de centrul de plasament și nici să comunice direct, ci doar prin intermediul reprezentanților pentru protecția copilului. Dacă era să fiu să fiu agresiv cu minorii mei, automat obligatoriu copiii nu mai solicitau la mine să fiu prin telefon ca să eu să iau de sărbători acasă, să fac sărbătorile împreună cu ei. Pe când domnul Cotun a împiedicat acest lucru, luna trecută de pe data de 17 până pe data de 2, copilul minorul Bălțoiu Raul Andrei a stat în familie lângă mine. Este emisă o ordonanță președințială prin care s-a dispus ca minorul să nu poată să relaționeze cu copiii lui decât în prezența reprezentanților de GASPC, instanța considerând că nu este în interesul copiilor ca aceștia să relaționeze în mod direct și la domiciliul părinților cu părinților. Tatăl copilului spune că a făcut recurs la hotărârea instanței și va chema în fața judecătorilor și pe reprezentanții Direcției pentru Protecția Copilului pentru comportament abuziv.